Capitole de credință. Nu mă sperie încercările. Partea a doua. ASAP Ministries l-a ajutat pe Blanley să-și ia un moped. Îi este mult mai ușor acum să călătorească între cele 19 biserici din case, făcând parteneriat cu 16 lucrători laici. Dar creșterea aduce provocări. Câteodată poliția venea să oprească grupurile de la închinare la Dumnezeu. Nu sunteți în legalitate. Primiți sprijin de la oameni din afara țării. Folosiți materiale străite. Blanley își amintește cum era când era polițist și lucra împotriva poporului lui Dumnezeu. El le reamintește polițiștilor că ceea ce face el este de fapt un ajutor pentru țară. El ajută oamenii să întoarcă de la rău spre bine. Câteodată le oferă DVD-uri amintindu-și cum și el l-a descoperit pe Dumnezeu ascultând o predică de contrabandă. Nu contează încercările, el trebuie să meargă înainte. Persecuția nu este singura încercare cu care s-a confruntat Blanley și alți membri. Viețile oamenilor de pe dealurile din Vietnam nu sunt ușoare. Aceștia sunt fermieri, plantează porumb și orez și cresc vite. Câteodată este secetă. Blanley învață oamenii să îngenuncheze și să-L roage pe Dumnezeu, Creatorul, să trimită ploaie. Ei au văzut răspunsurile și binecuvântările lui Dumnezeu de multe ori. În alte anotimpuri au loc furtuni teribile, care mătură totul în cale, distrugând case și lanuri de cereale. Într-un an, un taifun a distrus totul. Oamenii erau înfometați. A fost o foamete adevărată. ASAP Ministries a trimis bani pentru orez, atât pentru hrană, cât și pentru noile culturi. Au fost săpate fântâni pentru ca oamenii să aibă apă curată din nou. Trei familii au primit un nou și extraordinar suflu de viață când au primit câte o vacă. Odată ce fătau viței, aceștia erau dăruiți altor grupuri, sperând să ajute fiecare adunare în creștere. Aceasta este Evanghelia în acțiune, nu doar cuvinte, ci un ajutor adevărat, generos. Și astfel, bunătatea plină de iubire a lui Dumnezeu i-a ajutat să treacă prin încercările lor. Își aminteau unii altora de cuvintele lui Dumnezeu și a lui Petru. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie să fiți triști sau întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. 1 Petru 1,6 la 9. Fiecare încercare este alegerea noastră să ne încredem, să ne bucurăm, să continuăm, să facem ceea ce este corect, ceea ce ne rafinează și ne face tot mai asemănători cu aurul. Aceasta este atitudinea lui Blanley, care a spus că versetul lui preferat este cel din Filipeni 4:4. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. În timp ce vorbeam cu el, dintr-o dată a sărit în sus de bucurie, ne-a strâns mâinile și nu a vrut să ne mai dea drumul. Amintiți-vă, a spus, că Iisus a murit pentru păcatele noastre și ne iubește. A început să cânte în engleză. Sunt bucuros azi, alături de Iisus Domnul meu, sunt fericit azi, pentru că El mi-a luat păcatele asupra Lui și de aceea sunt fericit azi. Această bucurie este contagioasă. Asta a făcut diferența pentru comunitatea și familia Lui. 8 bălbieți i-au călcat pe urmă în lucrarea de slujire. Până și tatălui, care era un membru marcant al Partidului Comunist, l-a urmat pe omul acesta plin de energie și a devenit un credincios al Dumnezeului viu. Și noi trebuie să dăm exemplu printr-o slujire plină de bucurie pentru Dumnezeu. Să arătăm că pentru credința noastră merită să trăiești și să mori. Lăsați-vă credința să fie încercată și curățită, precum aurul înaintea devenirea persecuției, slujindu-i acum. Chiar dacă părinții voștri nu-i slujesc lui Dumnezeu, voi puteți fi deschizători de drum. Puteți fi un martor puternic pentru Dumnezeu. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi și Duhul Sfânt să vă ajute să fiți buni misionari și să aveți experiențe minunate
cu El. Așezați-vă viața în mâna Lui și El va lucra.